dimineața, vă spun, din fața unui robot care ți ia temperatura, dar îți poate spune și dacă porți greșit masca, și o să vă fac și o dovadă. Dacă nu am deloc masca, acesta va spune să porți masca, pentru că este important în această perioadă să folosim toate mijloacele de a ne proteja de infecția cu coronavirus. Așadar, temperatura sub 37 de grade este musai să o avem atunci când intrăm în spațiile închise și piața se numără printre ele și, de asemenea, să purtăm masca. Un robot inteligent care nu costă foarte puțin, dar care va putea intra în perioada următoare în dotarea tuturor piețelor. Vorbim despre acesta împreună cu Marius Lăcătuș, directorul administrației piețelor sector 6. Bună dimineața! Bună dimineața și bine ați venit! Un punct foarte interesant, acesta în care este controlată temperatura și în care este verificat și modul în care purtăm masca. Am văzut la alți clienți că dacă poartă masca sub nas, acest robot îi spune să o poarte corespunzător. Se conformează oamenii? Da, încep să se conformeze oamenii. Măsura pe care noi am luat-o face parte dintr-un set întreg de măsuri. Toate acestea au fost luate pentru siguranța cumpărătorilor și pentru siguranța comercianților și a angajaților noștri. Deja clienții noștri s-au obișnuit cu acest roboțel, îl avem de ceva vreme. El nu numai că îți măsoară temperatura, te și anunță dacă ai o temperatură anormală, iar noi recomandăm celor care au o temperatură alta decât cea normală să contacteze medicul de familie. Am putea să facem și o verificare dacă funcționează acest robot așa cum trebuie și avem un domn care vine cu un pahar cu apă caldă pe frunte ca să inducem în eroare roboțelul, să vedem ce spune acesta în momentul în care intri. Ah, 38... aproape 39 de grade Celsius. În mod normal, la 39 ar trebui să-i dau un concediu medical, dar având în vedere că are un pahar cu apă doar pentru verificare, o să rămân în continuare la job. Foarte interesant este că astăzi, deși este stare de urgență și avem în continuare acele intervale în care oamenii de peste 65 de ani pot sau nu să circule liber, avem foarte mulți clienți la această oră în piață și ne așteptăm ca în acest weekend să fie chiar mai mulți. Din fericire, acesta este un robot care ia temperatura mai multor persoane în același timp. Spuneți-ne ce veți face, aveți instrumentele necesare să-i opriți pe oameni să intre în piață dacă au peste 37 de grade Celsius. Știm foarte bine că în acest moment nu avem un set de măsuri pe care să le putem implementa. Așteptăm în continuare din partea guvernului această hotărâre care să ne spună ce avem și ce nu avem voie să facem. Așa este, dar nu stăm cu mâinile în sân. Am luat toate măsurile și apelăm inclusiv la conștiința publică a celor care intră la noi în piață să respecte toate aceste măsuri pe care noi le indicăm atât prin agenții de pază cât și prin personalul propriu. Trebuie să vă spun că nu am avut evenimente de 2 luni încoace. Oamenii au înțeles că trebuie să se protejeze atât pe ei cât și pe noi. Siguranța tuturor este prioritar. Este prioritar înaintea timpului afectat, să spunem, poate pierdem 5 minute înainte de a intra în piață, dar ieșim în siguranță. Tot setul de măsuri pe care noi l-am implementat, cu sensuri unice, cu nebulizare, cu dezinfecție în fiecare zi, cu spălare, cu acoperirea mărfii, cu vizete, cu măscuțe pentru toți comercianții, cu luarea temperaturii dimineața fiecărui comerciant, cu dezinfecția mașinilor de transport, toate aceste măsuri ne duc în zona în care să putem să cumpărăm dintr-o zonă safe. Față de ultima dată când ne-ați vizitat, suntem mult mai plini cu marfă românească, da, cu marfă foarte bună și la prețuri competitive. Și pentru că tot am ajuns în zona de prețuri, vă mulțumesc tare mult pentru această intervenție. Vreau să le spun telespectatorilor că, într-adevăr, revin prețurile la normal în piețe, chiar și la nivelul cireșelor și căpșunelor, pentru că s-a tot vorbit în această perioadă că aceste fructe trufandale românești au prețuri astronomice, așadar am văzut și cireșe românești la puțin peste 20 de lei kilogramul. Să sperăm că în perioada următoare vom avea chiar scăderi mai mari de preț și să ne întoarcem la fructele și legumele românești în piețe. E adevărat că în perioada următoare ne vom confrunta cu un număr mai mare de clienți și vedeți deja la tarabe, sunt foarte mulți oameni, din fericire poartă mască și să sperăm noi că vor păstra și distanța socială, astfel încât acum, după ridicarea restricțiilor, să nu avem de-a face cu un număr mare de îmbolnăviri. Acestea au fost informațiile de aici, dintre tarabe. Dau legătura înapoi la voi. Mulțumim!